Alături de mine, Marian. Bine ai venit în sfârșit, Marian, la Midnight Poker. Ce bine faci? Bine te-am găsit. Mulțumesc, bine. Pentru cei din industria pokerului, majoritatea te cunoaștem. Spune-mi, de câte ori ai jucat calificările pentru Midnight Poker? De vreo 6 ori. Cum ai început să joci poker? Acum vreo 15 ani. Într-un bar cu băieții, de acolo am început să mai învăț și eu de la unul de la altul. Și așa am evoluat. Cel mai notabil rezultat pe care tu l-ai avut la poker, care este? Un turneu important care te-a dus în lumea asta și mai mult. La Netbet. Deal în 5, parcă, nu știu, vreo 16.000 și ceva de euro. Și au fost mai multe premii notabile de genul ăsta, dar cel mai mult cam așa a fost. Spune-mi două cărți care pentru tine tu le consideri norocoase? Zicari. De ce? Nu știu, îmi plac mie. Păi, Marian, eu îți țin pumnii. Sper să câștigi cu 10-10 sau Asas. La ultimul turneu Asas nu ți-a fost foarte da, da. Prielnic. Să mai întâmplă. Și hai să-ți dau și cecul, să dai și nouă cecul. Mersi. Da. Mulțumesc și eu.